întreaga mea viață a fost o luptă grea. Practic am crescut într-un orfelinat de la 2 zile. Am schimbat 11 centre de plasament, dar asta într-un fel sau altul m-a întărit, pentru că am început să învăț să fiu independentă, să înfrunt un pic viața, greutățile, pentru că acolo era ca în junglă, ca să zic așa, care pe care. Cei mari îi băteau pe cei mici, le spălai picioarele, le spălai șosetele. Un an de zile nu am vorbit din cauza fricii. Și atunci am zis, gata, nu. Nu trebuie să renunț, trebuie să merg mai departe, trebuie să arăt că se poate și să dărâm handicapul ăsta de orfan și să arăt că se poate și fără părinți, și fără bani, și că se poate, pur și simplu se poate. Muzica m-a ajutat, cred că cel mai mult, să mă descoper, să descoper frumusețea lucrurilor din viață, să intru în lumea mea, să pot să visez la ceva mai frumos. Și muzica a alungat tot urâtul din copilăria mea. România au talent pentru mine înseamnă un mare pas în viața mea. Este concursul care pe mine, practic, m-a ajutat să îmi realizez visul de a cânta pe o scenă, așa cum am visat când eram copil. Mă uitam la stele, la cer și visam că o să cânt undeva pe scenă. Să nu te emoționeze o astfel de poveste. Un copil care pleacă dintr-un orfelinat și ajunge să-și împlinească visul. Evident, fără a avea niciun ajutor, doar pe puterile lui. Cine să ajute un copil într-un orfelinat? Vă mulțumesc din suflet! Sper din tot sufletul să se fi făcut puțină dreptate în sufletul tău, pentru că meriți din plin bucuria asta pe care ai primit-o acum. Mă simt o mare, mare norocoasă de să ajung în finală. Adică e prea mult la un moment dat. E prea mult, mult prea mult. Cred că bucuria asta nu pot încă s-o cuprind cu sufletul. E prea multă bucurie. Ori la un moment dat eu m-am obișnuit cu puțin. Uneori mă pișc și zic, băi, Aura, este adevărat sau nu? În cazul foarte probabil în care vi se va face pielea de găină de la emoție sau veți simți un nod în gât de la intensitatea momentului, noi n-avem nicio vină și vă rugăm să vă adresați echipajului de zbor, adică ei. Aura Marcu.